Salut, sunt Zen și astăzi o să vă prezint un nou ritual. Tot ce trebuie să faceți cu niște frunze de dafin, să le puneți sub un covoraș la intrare. Da? 3 frunze de dafin și le lăsați acolo sub covor la intrare și spuneți: frunze de dafin, protejați această casă prin puterea care v-a fost dată de Creator. Să aduceți prosperitate, sănătate, fericire și dragoste. Amin. Și am revenit. După acest mic ritual care l-ați făcut în fața casei, la intrare în casă, cu cele 3 frunze de dafin supreși, sub covorașul de la intrare, sau cum doriți să spuneți, faceți următoarea formulă, incantație, care atrage binecuvântări în toate domeniile: dragoste, fericire, bucurie, abundență. E ceva simplu, ceva ușor. Pentru aceasta vă trebuie într-adevăr doar o frunză de dafin pe care o veți arde după ce ați spus această formulă, da? Este în italiană sau în latină, cum doriți să o spuneți. Amore, gioia, ricchezza, allegria, vengano a me in questa focia, con queste parole sia lieta la via che non sia solo una fantasia. În concluzie înseamnă: dragoste, bucurie, abundență, prosperitate și fericire, veniți la mine în această viață prin aceste cuvinte care le spun, dar să nu fie o iluzie, adică să vă arate că viața nu este o iluzie, viața poate să fie binecuvântată cu lucruri frumoase. Și aprindeți o frunză de dafin, simplu și ușor. După cum v-am spus, aceasta este o activare a energiei, că dumneavoastră vreți acest lucru. După ce a ars frunza de dafin în întregime, vreau să vă mai prezint încă un ritual. De 3 ori puteți să spuneți această formulă magică, da? A doua formulă magică, de fapt, este un psalm care vă ajută să aveți succes în tot ceea ce faceți dumneavoastră. Este o acordare a energiei dumneavoastră, o acordare care se face numai pe bază de credință. Acordarea energiei dumneavoastră va fi în legătură cu divinitatea, pentru că acest psalm este simplu și înseamnă: benedicam Dominum omni tempore. Ce înseamnă benedicam Dominum omni tempore? Înseamnă: pentru tine, Doamne Dumnezeule, Creatorul tuturor, da? Și veți aprinde o frunză de dafin. Vă concentrați ceea ce doriți să obțineți și acest psalm în latină, benedictam Dominum omni tempore, vă ajuta să aveți succes în ceea ce faceți dumneavoastră. Poate vreți să reușiți într-un domeniu, vreți să reușiți să faceți lucruri bune și frumoase, să vă ajute divinitatea. Pentru că, v-am spus, singurele arderi care puteți să le faceți se atribuie doar către divinitate, către Dumnezeu. Adică, reamintesc că faceți grătare prin care celebrați, sunteți recunoscători pentru că ați reușit să faceți multe lucruri cu prietenii și astfel dumneavoastră vă bucurați, arătați recunoștința dumneavoastră față de divinitate. Așa și prin arderea acestei frunze de dafin vă arătați energia care doriți să o trimiteți, în același timp și recunoștința. Da, și vom urma imediat un nou ritual, mai ușor. De data aceasta vă trebuie decât o monedă, o simplă monedă. Dacă aveți timp, o purificați în puțină sare, cu apă o spălați, da? Și după aceea o binecuvântați în razele soarelui, în felul următor. Binecuvântez această monedă, o țineți în 3 degete, exact așa, da? Arătător, inela și, da? Exact cum faceți cele 3 puncte de energie, exact cum vă închinați. Și spuneți: binecuvântez această monedă cu energia focului. Și spuneți și numele sacru, Arhanghelul Mihail. Și cu energia aerului, și spune și numele Arhanghelului Rafael, și cu energia pământului, și spune și numele Arhanghelului Pământului Uriel, și cu energia apei, și spune și numele Arhanghelului Gabriel. Binecuvântată să fie această monedă, să-mi aducă sănătate, prosperitate, abundență. Și o lăsați la intrare în casă, da? Nu contează, poate să fie și de 1 euro, de 50 de bani, credința dumneavoastră. Înainte, totuși, veți arde și încă o frunză de dafin și puțin scrum din frunza de dafin o veți pune pe monedă, da? Bun, acum moneda este și ea încărcată cu energia frunzei de dafin și o veți pune la intrare în casă, da? Un ritual simplu. Vă mulțumesc!